Ule, acum te-ai găsit să treci, mă? Salut dragi prieteni, sunt Adrian și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Kitchen in the Forest / Bucătăria în pădure. De această dată nu gătim absolut nimic, dar stați, nu vă supărați, pentru că următorul vlog va fi un vlog culinar și voi găti ceva extraordinar. În această pădure minunată, în acest loc extraordinar, pentru că îmi place natura, o ador. În primul rând, doresc să le mulțumesc celor 263 de abonați, pentru că sunt în comunitatea mea Kitchen in the Forest / Bucătăria în pădure. Și acest lucru mă bucură și mă motivează maxim. Eu lucrez în domeniul Horeca de aproximativ 4 ani de zile. La început doream să îmi creez și un canal de YouTube și nu știam ce fel de canal, unde să mă axez, cum să fac, ce să fac. Și m-am uitat pe mai multe canale de YouTube, dar nu-mi place să fac același lucru cum fac toți vloggerii. Eu doresc să fac ceva diferit de absolut toată lumea. Pentru că îmi place să fiu diferit, să spun așa. Și m-am gândit, mie îmi place natura și pasiunea mea este să gătesc. Gătesc de la o vârstă fragedă, adică 10 ani, 11 ani. Și am zis, hai să combin natura cu gătitul. Și va ieși ceva frumos din punctul meu de vedere. Am pus pe foaie planul și am dat bătaie, să spun așa. Am creat canalul de YouTube, am început cu un prieten, cameraman, el nu avea experiență, nu aveam nici eu. Am făcut câteva vloguri, după care el și-a dat demisia, pentru că eu îmi doream ca de la videoclip la videoclip să avansez, să dau tot ce e mai bun din mine, să fac upgrade, să spun așa. Iar pe el îl deranja unele sfaturi pe care îi le dădeam, pentru că eu îmi doresc să urc. Vede vlogul într-o singură parte, vin cu idei, cu inspirații, hai să facem așa cum să facem, el a spus, hai să punem stop. Ok, am pus stop, am intrat puțin în panică, nu știam ce să fac pentru că nu aveam o cameră de filmat, nu știam cameramani, bugetul este destul de redus pentru că tot ce produc din domeniul Horeca eu investesc, aproape tot. Și eu susțin 100% canalul de început. Am intrat puțin în panică pentru că și-a dat demisia, să spunem așa. Și nu știam ce să fac, pe cine să găsesc, unde să caut, cum să fac. Și am apelat la fratele nostru, Iisus Hristos, și la îngerii de lumină să vină să mă ajute. Pentru că eu chiar nu aveam nicio idee. Și bineînțeles, următoarea zi mă văd cu un prieten și mi recomandă un cameraman exact în domeniu, cu filmări, cu vloguri, cu etc. Am rămas surprins, ok, hai să ne vedem, să vorbim, să stabilim. Următoarea zi, așa s-a întâmplat. M-am văzut cu cameramanul respectiv, exact în domeniu, altă experiență, vă dați seama. Și ultimele 4 vloguri de pe canalul meu de YouTube le-am făcut împreună cu el. Dacă te uiți la acest videoclip, îți mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul pe care mi-l oferi și susținerea. Am făcut aceste 4 vloguri, nu știam că din cauza pandemiei va veni o criză economică, iar eu nu o să mai pot să mai susțin canalul de YouTube, adică să susțin ce înseamnă, să plătesc cameramanul, să plătesc motorina, să plătesc ingredientele, pentru că eu nu filmez lângă București, eu filmez la 160 de km de București. Să găsesc această pădure superbă. Mai aproape de munți filmez. Și, din păcate, interiorul restaurantelor s-a închis și a
automat economia a scăzut mult mai mult. Și iar am rămas fără cameraman, să spun în ghilimele, nu pentru că am avut ierturi sau etică, nu, din cauza la posibilități, pentru că economia a scăzut, iar eu n-am mai putut să mai să susțin canalul de YouTube. Ce să fac, cum să fac? Am intrat puțin în criză, că am zis, ia uite, am găsit și eu un cameraman bun și cum să fac? Din nou, aceeași poveste, am apelat la Domnul nostru Iisus Hristos și la Îngerii de Lumină să vină să mă ajute, pentru că nu știam cum să fac. Și bineînțeles, au trecut 2 zile și stăteam de vorbă cu familia mea despre tema aceasta, cu proiectul, că am rămas fără cameraman, că nu am cameră. Și bineînțeles că familia mea mi-a făcut cadou această cameră superbă. Cu această oportunitate doresc să le mulțumesc din toată inima mea și din tot sufletul meu că a putut să fac acest efort să-mi cumpăr această cameră superbă, să pot să-mi continui vlogurile, să mă filmez singur și să încep să mi le editez eu, pas cu pas, pentru că nimeni nu s-a născut învățat și ușor, ușor voi învăța și să editez și să filmez, să mă descurc de unul singur. Dar nu voi renunța la colegul meu care mă susține, cel care editează videoclipurile. Cu această ocazie îl respect și îi mulțumesc din suflet. Acum o să încep să fac vloguri din ce în ce mai des. Eu sunt tot în domeniul Horeca, merg doar terasele, așa cum știți și voi. Sunt bine. A trebuit să trec peste aceste etape, peste aceste experiențe, ca să pot să învăț ceva. Și dacă aș putea să vă inspir pe voi cei de acasă, ar fi un singur lucru. Să nu vă dați bătuți niciodată. Să luptați și când credeți că nu o să mai puteți să faceți față situației, să rămâneți calmi și să vă chemați ajutor, Îngerii de Lumină, Domnul nostru Iisus Hristos, pe Dumnezeu, să-i chemați pentru că ei vă ajută. Ei nu vă lasă niciodată la greu, pentru că aceasta este dovada. M-a ajutat să găsesc un alt cameraman mai avansat decât primul. Acum m-a ajutat să-mi iau camera, să progresez, să fac vloguri. Și mulțumesc din tot sufletul meu și din toată inima mea. Când vă doriți ceva, cu adevărat, luptați pentru acel ceva și chemați și ajutor. Pentru că vine, fără dar și poate. Dar secretul este să plece din suflet. Pentru că eu, făcând acest vlog culinar în natură, eu fac exact ce îmi spune sufletul, nu ce spune mintea. De ce? Pentru că mintea te minte. Sufletul niciodată. Sper să ne vedem curând și dacă v-a plăcut acest gen de discuție, puteți să-mi scrieți în comentarii, să vă abonați la canalul meu de YouTube, Kitchen in the Forest / Bucătăria în Pădure, să bușiți butonul de like, clopoțelul să-l apăsați pentru că el vă anunță de fiecare dată când eu postez un videoclip nou. Vă pup și vă doresc o zi minunată și nu uita! Dărâmă zidul din preajma ta cu nu pot, nu vreau, nu am timp, nu găsi subiecte și luptă pentru ceea ce îți dorești, pentru că ceea ce îți dorești tu este pe drum să se îndeplinească, dar totul ține de tine, dacă vrei sau nu. Vă iubesc!